Cu toții știm că slănina din Moldova și din Ardeal este cea mai delicioasă. Care este însă secretul moldovenesc pentru ca o slănină să iasă perfect? Ne spune chiar specialistul Mihaela Ulman din Iași. Se ține în baiț cu sare, apoi se condimentează, se scoate și se afumă la rece 2-3 zile. Funcție de grosimea slăninei, că și aici este foarte important, funcție de grosimea, consistența sării. Cu ce merge slănina pe masă? În primul rând, ceapa și usturoiul nu trebuie să lipsească. Bărbații ar asocia-o, în primul rând, cu o pălincă. Vreau să vă spun că eu aici am venit cu un rachiu de căpșuni, făcut de o firmă, Căpșuni de Aroneanu din Iași. Am spus că să venim și cu ceva din zona noastră. Deci, rachiu, slana, ceapa, usturoiul, pita bună, eu am adus o pâine de cartofi și probabil voia bună alături de prieteni. Cred că asta este tot ce ne trebuie. Deși nutriționiștii nu recomandă slănina, atât moldovenii cât și ardelenii cred altceva. Vă spun sigur că nu strică, nu dăunează, chiar face bine. Să nu uităm că de moși strămoși am consumat slănină, o muncea la câmp, venea și bucata de slană nu îi lipsea, trăiește bine, urmașii suntem noi, deci vom duce mai departe acestor generații tehnicile pe care le știm. Slănina este foarte bună pentru organism, la nivelul la care o și consumăm, adică consumăm caloriile care ea le degajă în organismul nostru. Dacă facem efort, dacă mergem la țară, dacă tăiem lemne, dacă mergem la schi, dacă mergem cu piciorul pe munte, deci slănina este foarte binevenită pentru organismul uman. Să nu uităm că așa ne-am dezvoltat noi și așa am ajuns unde suntem. Deci bunicii noștri, străbunicii noștri, părinții noștri, toată lumea consuma slănina. Slănina era un preparat cu care efectiv treceai iarna. Slănina are și alte beneficii. Consumată în stare crudă, aceasta scade nivelul colesterolului și te scapă de mahmureală. De asemenea, îi poate ajuta și pe fumătorii. Efectele nocive ale fumatului pot fi neutralizate în mare parte. Fumătorii nu trebuie decât să consume mai des slănină de porc. Aceasta este bogată în seleniu, un mineral deosebit de important care scade semnificativ riscul de cancer, boli cardiovasculare și are capacitatea de a reduce cantitatea de mercur din organism.